Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la Frontierele Minții, emisiune despre cultură și civilizație. Sigur că da, în sfera culturii, în sfera literaturii de bună calitate, avem multe de discutat, multe de povestit și multe persoane de invitat. În această seară m-am gândit să fac o surpriză, să o invit în platou pe doamna Nora Iuga. Îi spunem bine ați venit, doamnă. Mă bucur că m-ați invitat. Tema acestei ediții vreau să fie Nora Iuga și literatura astăzi. Dânsa este o cunoscută poetă, prozatoare și traducătoare a aproape 35 de cărți, în special în limba germană. Este o persoană care a ținut flacăra literaturii române sus în ultimii zeci de ani și ceea ce este foarte interesant este că a scos literatură de foarte bună calitate de foarte mult timp și continuă să o facă. Doamnă, tocmai de aici vreau să începem discuția noastră. Vreau să începem cu povestea literaturii pe care dumneavoastră a scris-o. Știu că a scris și poezie, a scris și proză. Vreau să ne povestiți un pic de ce ați scos dumneavoastră pe piață la noi. Oh, Doamne, ăsta este un subiect foarte vast pentru că el ar acoperi toată viața mea, care se întinde pe 85 de ani. Dar și când zic așa, zic bine, sigur că n-am început să scriu de când m-am născut, însă literatura mea totuși conține toate vârstele mele și toată perioada mea de formare și toate trăirile mele. Adică orice scriitor adevărat are o foarte mare doză de copilărie în operele pe care le scrie, pentru că noi ne formăm în copilărie. Trăirile noastre, viața noastră afectivă, amintirile, iubirea pentru lumea, natură, nu? Pentru copii, contactul cu lumea, adică însăși lumea pătrunde în noi din copilărie. Și ce este arta în general și mai ales literatura altceva decât o recreiere permanentă a lumii pe care am trăit-o? Mă întrebați de cum am ajuns eu la ideea literaturii și cum s-a născut în mine acest punct de pornire, să zicem, sau acest impuls. El nu a existat, în orice caz nu a existat precizat. Eu m-am născut din părinți artiști. Tata era muzicant, mama era balerină, el era violonist la filarmonică, mama era balerină la opera, așa s-au și cunoscut. Și probabil că eu sunt, adică am fost un copil care s-a născut cu germenul artistic în toată ființa lui. Adevărul este că pe lumea asta există oameni cu un pronunțat instinct practic și oameni cu un pronunțat instinct contemplativ, visător. Creator. Din cauza asta există artiștii. Ba nu, aici facem o discriminare, pentru că eu sunt convinsă că și oamenii de știință, de pildă, sunt creatori, chiar creatori. Oricine pe lumea asta care creează ceva, cum să zic, nu numai rațional, dar și cu tot sufletul și cu toată pasiunea lui, este un mare creator, exact ca un mare artist. Vorbeam cu Hertha Müller în Germania mereu și pentru asta am admirat-o, pentru că ea îi respecta extraordinar pe meseriașii care făceau meseria lor cu dragoste și îi respecta exact cum îl respecta pe Günter Grass sau știu eu, un mare scriitor german. Și avea dreptate. Aș vrea să plecăm la drum cu o scurtă poveste, cât puteți dumneavoastră de scurtă, despre poezia pe care ați scris-o. Despre poezia dumneavoastră. Poezia pe care am scris-o, sigur că eu m-am hrănit copil fiind foarte mult cu povești. Adică era pe vremea aia, când eram eu copil,
Asta se întâmpla înainte de al doilea război mondial, hai să zicem că prin 37-38, eram prin clasa 1-a, 2-a primară. Eu nu puteam să adorm seara dacă nu-mi spunea bunica o poveste sau aveam și o slujnică, o femeie de servici, noi îi spuneam servitoare pe vremea aceea, și care întotdeauna, după ce ninel, ca așa îmi spunea bunica, intra în pătuț, venea vica, nu, slujnica, și îmi spunea o poveste și adormeam numai în povești. Cred, e foarte posibil ca fantezia mea și iubirea mea pentru literatură să se fi născut din poveștile vicăi, poate mai mult decât din cărțile citite, de ce să nu spun adevărul. Dar eram inconștientă de treaba asta, habar n-aveam că eu cândva voi îmbrățișa această carieră. Eu am vrut să mă fac actriță, eu am iubit scena întotdeauna și am vrut să mă fac ori balerină, ori actriță, dar n-a fost să fie. Și în poate ați fost din... mai mult decât atât. Pentru noi, pentru consumatorii de literatură. Nu știu, pentru plăcerea mea momentană, pentru dorința mea de a străluci, de a primi succesul în momentul în care îl adică scoți din tine arta și o oferi publicului și reacția publicului este imediată, răsplata aplauzelor se face pe loc, cred că există o euforie nemaipomenită de care nu are niciodată parte scriitorul care scrie un vers memorabil în singurătatea lui și spune în mintea lui, fără pic de modestie, mai fat-o, dar ești un geniu. Și nimeni n-aude asta, nimeni așa nu știe. Este, și după un an, după ce apare cartea și tu aștepți cu înfrigurare și o dai la nu știu câți critici literari, te pomenești că foarte multe din exemplarele pe care le dai rămân nedeschise. Din păcate, da. Ce v-a plăcut mai mult de-a lungul timpului? Poezia sau proza? Unde v-ați regăsit mai mult? A, nu, fără discuție, poezia. Poezia. Am început cu poezie. Bărbatul meu a fost poet, un poet chiar foarte important. Îl chema George Almosnino, era retras, era bolnăvicios, dar nu aș fi crezut niciodată că iată la 20 de ani după moarte să fie redescoperit. I-am scos o antologie recent și a avut parte și de 6 critici foarte bune, 6 cronici literare foarte bune în primele reviste și fiind cotat la ora actuală alături de Mazilescu, unul dintre cei mai buni din grupul oniricilor, ceea ce, uite, iată, mă-mi fac cruce aici. Dar eu eram convinsă că un scriitor care nu este cunoscut și apreciat în viață nu poate să fie redescoperit după moarte. Se întâmplă pe lumea asta foarte multe miracole. Așa este, așa este. Și mulți scriitori mari au fost descoperiți după moarte. Și de asta îți spun că eu am început cu poezia pentru că noi ne-am cunoscut la un cenaclu literar. Pe vremea aia erau multe cenacluri pe la casele de cultură, asta era evident în perioada cealaltă neagră, nu comunistă, și acolo ne-am cunoscut, el era cel mai bun din cenaclu, eu după el, și ne-am iubit și nu mi-amintesc. În viața noastră cred că nu am împărțit decât 3 lucruri. Adică toată ziua nu vorbeam decât despre poezie, despre meciurile Rapidului, plecam vara pe munte și făceam toate crestele posibile cu rucsa cu un spate și cu un băiețaș de 3 ani de mănuță, că de la 3 ani l-am dus pe munte pe Tiberiu al meu, care a fost prim balerin la operă și acum e maestru.
că mergeam întotdeauna la 2 mai, unde era o insulă de libertate în această țară și veneau numai artiști, ci veneau și străini, veneau fete nordice cu plete blonde, cu brățară de aur la gleznă, superbe, drogate. Veneau panchiști, veneau hippii cu plete, îmbrăcați în alb, cu flori în păr, făceau focuri de tabără pe nisip, pe marginea mării cântau. Era un vis, era inimaginabil ce boem, dar de bună calitate. Putea să fie în anii aceia, credeți-mă, nu sunt o nostalgică, pentru că am făcut parte și dintre bătrânele care au stat câte 8 ore la coadă pentru 10 ouă și când ajungea acolo se terminau acele nenorocite de 10 ouă pe lună. Și am dormit și eu îmbrăcată în pantalonii de stofă cu care mergeam la servici și am scris și eu referate la Casa Scânteii despre anumite cărți cu mănușile în mână. Oho, și bune, dar prea multe este rele. Foarte interesant cum a putut să existe acest 2 mai, această insulă de libertate. Era exact în anii 60, care parcă nu au fost în vremea aceea, adică începând din 64 până în 71, în țara asta s-a trăit normal. Da, puțin știu lucrul ăsta, poate chiar spre finalul anilor 70. Dar nu fost, am avut decât atât, 64-71. Da. Da, după aceea încet încet s-au degradat lucrurile. Da. Vreau să vă întreb acum despre ultima carte publicată, despre care știu că este un roman, Harald și Luna Verde. Și vreau să ne povestiți un pic despre ea, despre cartea aceasta, despre cum a fost primită în România, povestea ei, cum s-a născut. Cartea asta s-a construit singură. Eu nu mi-am proiectat-o. Eu nu mi-am organizat materialul, eu nu am făcut nicio construcție. Dar probabil că am simțit în mine nevoia să las o mărturie despre viața mea și a familiei mele. Din cauza asta, în linii mari, dacă vreau să o definesc, aș putea spune că e vorba de o cronică de familie. Dar este o cronică de familie extrem de ciudată și asta îmi vine și din faptul că eu gândesc ciudat, adică gândesc în salturi, pentru că eu sunt marcată de suprarealism, eu nu pot să gândesc normal și ordonat. Creierul meu e foarte ordonat, însă exprimarea felului meu de a gândi este în salturi, e exact ca mișcarea calului pe tabla de șah, nu e niciodată lineară. Și din cauza asta s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Adică vorbind despre personaje mai mult sau mai puțin cunoscute din familia mea și a bărbatului meu, mie nu mi-a plăcut să le las așa cum sunt, pentru că mie nimic din realitate nu îmi place așa cum este văzut de toată lumea acel lucru sau acea persoană. Mie îmi place să o fac să fie neasemănătoare cu ce așteaptă oamenii să vadă și să șochez. Am acest histrionism, îmi place să șochez și chiar să fiu ridicolă uneori. Și atunci eu am combinat personajele și am făcut un personaj dintr-o combinație între socrul meu, respectiv tatăl bărbatului meu, care era un evreu sefard și fusese bancher, și băiatul meu, adică băiatul bărbatului meu, nepotul bancherului, cum ar fi, care de fapt a fost prim balerin la Opera Română și maestru de balet la Opera Română. Și eu i-am combinat într-un singur personaj și destinul acestui băiat care a fost balerin
vreau să vă spun că ajunge la niște situații foarte dramatice și cartea devine dintr-o dată și un roman politic foarte, foarte puternic, pentru că pune în față cele două holocausturi infernale care sunt la fel de cumplite și n-au absolut nicio scuză, nici nazismul, nici comunismul. Băiatul meu există în foarte mare parte în această carte, însă foarte transformat. M-am folosit foarte mult de meseria lui, de faptul că a fost balerin, și el devine personaj central din cauza profesiei lui, în primul rând, și a unei amprente personale mai accentuate ca artist. E puțin mai incomod, e puțin mai ciudat ca personalitate și ajunge în Germania exact în 32, cu un an înainte de a veni Hitler la putere, nebănuind ce se va întâmpla acolo, el care era de fapt copilul, cum spuneam, al unui bancher evreu sefard, și când ajunge acolo face o carieră fulminantă până prin 34, 35, chiar 36, schimbându-și numele, adică nu-l mai cheamă Leon Shalmon, cum îl chema pe bunicul evreu, nu Shalmon, ci își ia un nume german, un pseudonim, și se numește Leo Schall. Și face o carieră strălucitoare la Palais de Danse. Și după această perioadă de imens succes, este urmărit și este părât și este prins. E prins de Gestapo, e dus la Sachsenhausen și, bineînțeles, trece prin chinuri îngrozitoare și, întors în țară, are parte de altă urmărire și de alt holocaust din partea comuniștilor. Deci cam așa se învârte, dar să nu credeți că nu e romanul nici, numai cronică de familie, nici roman politic. Este foarte mult romanul unei stări de nostalgie, de melancolie extrem de accentuată, în care apare foarte mult societatea aristocratică a regatului, a Bucureștiului, șoseaua, doamnele din clasa boierilor. Aș vrea să încheiem această istoria dumneavoastră în ceea ce privește creația, în ceea ce privește literatura pe care ați dat-o acestei societăți, cu următoarea întrebare. Cum ați fost dumneavoastră receptată de-a lungul timpului și mai ales acum în ultimii ani la noi și cum afară? Pentru că de multe ori am înțeles că dumneavoastră ați avut mai mult succes afară decât aici. Cum critica, publicul cititor, cum v-a receptat? Cum a trăit creațiile dumneavoastră? Cum ați fost, unde ați fost valorizată mai bine? Ați pus acum degetul pe o tăietură foarte dureroasă pe care o resimt tot timpul, pentru că viața mea a început a doua oară și cu culminația creației mele și a succesului meu, unde mi s-au întâmplat într-adevăr să mi se realizeze chiar toate visurile, a fost în perioada mea de călătorii prin țările străine, în special în țările germanice,
perioadă care a durat 10 ani, ceea ce nu-i deloc puțin, 10 ani în care eu am fost mai mult plecată decât în țară și în care am vizitat, ca să mă exprim mai pe scurt, dacă o iau din nord înspre sud, de la Stockholm, mergând, să zicem, până în Serbia sau în Sarajevo, în Bosnia sau în Croația și Bulgaria, evident, iar dacă o iau pe orizontală, de la răsărit spre apus, să zicem, de la Kiev până la New York și în sfârșit Buenos Aires. Buenos Aires. Alte lume. De unde știi că mie cel mai mult din toate orașele pe unde am umblat mi-a plăcut Buenos Aires-ul și trebuie să-ți spun ceva ce nu vrea nimeni să creadă, dar în momentul în care am plecat în prima dimineață să mă plimb prin Buenos Aires, am avut senzația că sunt fetiță de 7 ani în Bucureștiul acelor vremuri. În niciun oraș nu am văzut pe unde am fost oamenii îmbrăcați, purtându-se exact cum se purtau bucureștenii noștri și arătând și la chip ca bunicii mei și prietenii bunicilor mei. Adică bărbați cu canotiere de pai, cu monoclu, niște trepieduri, niște scaune foarte înalte cu spătar, pe care acești domni stăteau picior peste picior, fumau un trabuc sau o lulea, citeau ziarul și jos ghemuit cât un mititel negru care le văxuia pantofii de lac escarpen. Era ceva uluitor, perechile de îndrăgostiți, foarte tineri, mergeau pe stradă, toți în felul acesta, adică băiatul o ținea pe fată de după umeri, fata îl ținea pe băiat de după mijloc. Adică exact ca în copilăria și tinerețea mea. O lume frumoasă, nu o lume de vasă. Nu se poate. Iar orașul în sine nu numai că este uriaș, dar ai senzația că sunt cel puțin 5 orașe în Buenos Aires, pentru că fiecare are altă arhitectură, alt caracter, altă viață, alt fel de oameni, adică... Și atunci nu îl înțelegem pe George Luis Borges când povestește despre Buenos Aires. O, Dumnezeule, păi dar unde îmi beam cafeaua să poate? Bineînțeles că îmi beau cafeaua la cafeneaua la care și-o bea Borges. Sabato, și când te gândești, da, păi cei mai mari scriitori ai lor. Și când te gândești că Borges nu a luat premiul Nobel. Da, e un lucru trist. A luat Marquez, a luat Liosa. Domnule, dar parcă e un făcut. Da, Tarkovski nu a luat Oscarul. Adică de ce cei mai mari artiști nu iau Nobelul? Și Nobelul este luat de foarte multe ori de niște scriitori de care n-au auzit nimeni. E simplu, doamna Norega. Politic. Politica. Mare parte politic. Politica, politica. Politica conduce totul. Sigur, mai rău da. Chiar decât banul la ora actuală, nu știu. Sau merg mână în mână, nu știu. Clar. Vreau să vă întreb dacă eu din informațiile pe care le am nu știu, dar de exemplu Cortasar a ajuns să ia Nobelul? Julio Cortasar sau nici el? Și el mi se pare că era argentinian. Dar nu cred. Țin minte. Nu cred că a luat nici el. De Cortázar, dacă a luat. Care iarăși un scriitor nu. De un scriitor sigur care îl merita. Și pune el cu atât mai mi-e mult că este frumos la Paris. Ai dreptate. Nu mi-aminte să-l fi luat Cortázar, dar poate greșesc că nici eu nu mai țin nici eu nu minte știu, sigur. Totul. Oricum am fost bucuroasă că măcar în
în zona mea, nu, în care mă mișc mai sigur, îmi pare bine că l-a luat Günter Grass. Günter Grass, sigur, o merita din plin, o merita din plin. Era de ajuns să scrie numai Toba de Tinichea. Da. Și a scris pe urmă, a fost mai slab, dar da, Toba de Tinichea e o carte foarte mare. Foarte complexă. Apropo de aceste nume și aceste cărți, haideți să vedem un pic ce v-a format, ce v-a influențat ca poet respectiv prozatoare. Ce cărți, ce titluri, ce oameni? Ar fi o listă foarte mare și uneori o să te mir, pentru că există scriitori foarte diferiți care m-au influențat foarte tare. De pildă, de la ruși, e limpede că cel mai mult mi-a plăcut Dostoievski și cred că rămâne în continuare scriitorul lui, scriitorul meu preferat pentru partea tenebroasă a psihicului uman, adică el are partea asta psihologică cea mai accentuată și cea mai complexă din literatura rusă, aș zice eu. Dostoievski mi s-a părut apăsat, Dostoievski, Tolstoi mi se pare prea monumental, prea greu, prea de la ruși, dar rămân totuși la concluzia și nu greșesc că cea mai mare literatură în proză au dat-o rușii, cu, adică realismul critic rus rămâne într-adevăr, mie mi se pare, piatra de temelie. Eu aproape că îi apropii de Marea Tragedie Greacă, nu? Da, care a născut practic toată cultura și literatura europeană. Da, și mie mi se pare că forța literaturii clasice ruse este uriașă. Forța literaturii mult mai mare decât clasicii francezi. Mult mai mare. Incomparabil. Incomparabil. Gândește-te totuși că noi, adică noi, tu în școală ai învățat altceva decât am învățat eu, pentru că între noi doi e o diferență uriașă de vârstă și totul s-a schimbat, și gustul, și receptarea, și viziunea, și... Dar vreau să-ți spun că eu, când eram în școală, de pildă, toată lumea spunea de Balzac. Că, vai Dumnezeule, ce scriitor uluitor este Balzac. Ei, dacă astăzi reiei să citești Balzac, s-ar putea ca unii oameni să fie iritați de ceea ce am să spun eu asta acum aici, dar Balzac a scris și destul de multă literatură de consum, pentru că romanele lui sunt făcute și pentru ca să câștige nenorocitul care bea cafea ca un nebun și scria într-una să câștige bani, iar din punct de vedere al stilului, al frumuseții frazei, al grației, de foarte multe ori aceste romane sunt discutabile. Adică din punctul ăsta de vedere, un Flaubert sau un Stendhal, să mă ierte Dumnezeu, mie mi se pare că sunt mai sus. Sigur că da, dar și Victor Hugo are niște pagini și niște titluri de o forță uriașă și nu, e foarte iarăși denivelat în literatura lui, în creația lui. Da, Victor Hugo și... este exact cum spui, dar Victor Hugo este mai bătrân. E mai vechi un pic. El a îmbătrânit mai repede. Ăștii lații rămân. Uite, Flaubert și acum mă interesează foarte mult. Madame Bovary o să rămână la modă. Mie nu-mi place personajul. Sunt altfel de femeie. Dar nu pot să neg înălțimea scriitorului. Și Roșu și Negru e o carte mare. Roșu și Negru mi-a plăcut imens, vreau să-ți spun. Ce alte izvoare ați mai avut? Dar nu pot să zic că m-am hrănit la ei. Pe mine m-au hrănit alți scriitori. Adică pornind la american, de la Faulkner, în care l-am regăsit de la început, de la Zgomotul și Furia, care cred că e cel mai bun roman al lui și cel mai greu, într-un fel, prin construcția lui și prin personaje,
Mie mi-a plăcut Lumina de August foarte mult, însă totdeauna l-am apropiat foarte tare de Dostoievski. Mie se pare clar că Faulkner este un Dostoievski ca american. Ca forță și ca introspecție și psihologică. Da, da, fără discuție. Faulkner este, după părerea mea, un caz cu totul și cu totul neobișnuit pentru literatura americană. Iartă-mă, pune-l alături de Hemingway sau e cu totul și cu totul altceva. Selinger face un pic o combinație Selinger între ei doi. Face un pic, dacă vrei. Da, dacă vrei, da, da. În special Nouă povestire, dar nu numai. Da, da. Da, de câte ori aud numele lui Selinger, mi-amintesc de Pentru Esme cu Dragoste și Abjecție. Mi-a plăcut la nebunie dedicația aceea. Am și folosit-o de multe ori. Și ce mai îmi place? Vai, uitam exact scriitorul meu preferat. Adică nu, eu am două categorii de scriitori preferați. Dar cel mai mare scriitor, care a fost pentru mine o școală, eu am învățat de fapt să scriu proză așa cum simțeam eu că sunt făcută să scriu, dar drumul mi l-a arătat James Joyce. Adică mie se pare că Joyce este cea mai teribilă carte de școală de proză și ai să râzi. După el, la o distanță mărișoară, dar la fel de inventiv în stil, în gen, în poate și mai inventiv și mai nebun în stil și în expresie, dar nu cu profunzimea lui Faulkner, la lui Joyce, mi se pare Günter Grass în Toba de tinichea. Și el e o școală de scris proză. Da, da, este fascinant. Ei doi m-au influențat cel mai mare, cel mai puternic în scritura prozastică. Altcineva, cine ar mai putea? Dar în poezie, în poezie și de la noi? Cineva... A, în poezii de la noi, în poezii de la noi mie mi-a plăcut cel mai tare Gelu Naum. Adevărul este că eu totdeauna am fost atras în primul și în primul rând de avantgardă. Mie mi-a plăcut avantgarda, mie mi-au plăcut nebuniile, mi-a plăcut experimentul, mi-a plăcut poezia neasemănătoare, poezia... care nu se înțelege, nu-mi place să existe nimic clar, limpede și rațional într-o poezie, mai ales într-o poezie. Mie nu-mi place. Ca probă vreau să vă spun că și în proză mi se întâmplă lucruri din astea foarte des. De pildă, mie mi-a plăcut la nebunie Boris Vian, care este o cărticică lejeră, dacă vrei, spuma zilelor. Dar eu am avut niște voluptăți la lectură. Eu nu pot să-ți spun ce plăcere, ce deliciu am simțit eu citind această carte din punct de vedere al expresiei, al stilului. Este un scriitor foarte inteligent, Boris Vian. Nu e atât de fascinant, ei, dar lasă, e foarte că inteligent. Sunt alții mai inteligenți, pentru că, de pildă, portretul lui Dorian Gray, cred că pe ala puțin îl bat la inteligență pe e Oscar Wilde. E mai sec. Da, ce inteligent este. Sunt unii inteligenți. Și Huxley e foarte inteligent, știi? Da, uite că vorbim numai de bărbați. Femeile m-au influențat mai puțin. Cred că, fiindcă vorbim de poezie, cred că dintre poetele mari și care nu sunt chiar niște nebune suprarealiste, onirice sau experimentale, cred că m-a influențat destul de tare Silvia Plath. Îmi place foarte tare. Și acum încă. Și acum încă. Dar idolii noștri vechi pălesc. Mereu ne schimbăm gusturile, mereu ne încep să ne placă alții.
Din păcate, la vârsta asta nu prea mai sunt la curent cu ceea ce se scrie. Văd că tinerii noștri sunt extrem de influențați de literatura anglo-americană. Ei numai asta citesc și încearcă să scrie în felul ăsta, fiindcă au și succes. Poemele lor sunt în proporție de aproape 40-50% împănate de versuri în limba engleză. Astea sunt niște lucruri exterioare, zic eu, sunt totuși niște lucruri de modă, adică dă bine și știi că ai un succes asigurat, dar poetul ar trebui să se scrie pe sine, din miezul lui interior cel mai profund, freamătul să nu acolo, se gândească dacă e modern sau dacă e răsuflat, să meargă și pe la sentiment. Eu am fost la foarte multe festivaluri de poezie în Occident, internaționale, foarte mari, la Berlin mai ales. Și vreau să vă spun că acolo am avut ocazia să ascult și poeți indieni, și poeți japonezi, și poeți din Noua Zeelandă, și vă rog să mă credeți că ei scriu cu totul altceva. Și nu e rău deloc. Deloc! Noi ar trebui să ne mai uităm și la popoarele astea, care au rămas mai legate de suflet, de sentiment, de vibrație sensibilă, de emoție, de... Adică minimalismul ăsta este cam sărăcuț. Minimalism, șoc un pic, multă sexualitate, chiar pornografie. Ei, astea văd că s-au mai atenuat. Sânge și la carne, noi, dar sânge și carne, ai dreptate. Avem o visceralitate foarte accentuată care nu place celor din Occident, ne-au și spus. Curge atâta sânge în poezia noastră că nu se mai termină, nu știu de unde curge. Și nu știu de ce e totul atât de urât și de groaznic și de imposibil. Adică de ce nu mai iubim viața deloc, slavă Domnului? Nu știu dacă ne merge chiar la toți atât de îngrozitor. Sigur că suntem toți spândiți toată ziua, bună ziua, de armata asta de procurori, că nu se mai termină dusul la... Seamănă cu Revoluția Franceză, așa un pic. Da, e ceva. Dar noi avem exagerările astea în toate, știi, ne plictisim greu. Nu știu cât o să dureze chestia asta acum care e la modă, dar mă rog. Doamna Nora, da. În încheiere, încheierea ediției noastre, aș vrea să vorbim un pic despre consumatorul de literatura noi în țară. Aș vrea să ne oprim un pic asupra generațiilor ultimilor 20 de ani, da? După Revoluție în special, dar aș vrea să ne uităm un pic și în epoca lui Ceaușescu sau în epoca comunistă. Haideți să vedem un pic unde, cum și ce înseamnă literatură de bună calitate la tinerii sau la oamenii maturi care consumă literatură în momentul de față sau au consumat cu ani în urmă. Aici e puțin mai greu de răspuns, pentru că lucrurile sunt diferite. Ele pot diferi chiar de la om la om. De pildă, eu am tradus o serie de scriitori din aria asta a poeților tineri din Germania și am ales poeții care la ei au cota cea mai înaltă. Și nu erau niște poeți experimentaliști ca să spui că nu erau de înțeles. Mie mi-au plăcut foarte mult. Am ales și un sloven foarte bun, care a făcut mare carieră în Germania și are o cotă bună, are și o editură foarte bună în Slovenia. Și am dus foarte mândră aceste traduceri la diverse reviste ca să fie publicate. Nu le-au plăcut. Nu le-au plăcut acest gen de poezie.
Nu înțeleg de ce. Se întâmplă ceva. Adică ce-mi place mie, pentru că 10 ani de zile am auzit așa ceva și m-am obișnuit cu genul ăsta, văd că aici nu prea place. Probabil că nu s-o obișnuiți cu genul ăsta. Prea liric sau prea cum? Am observat și la mine. Se întâmplă același lucru. Ultimele mele două cărți de poezie tind destul de accentuat spre experiment. N-au avut nici cel mai mic succes. Nu le place. Nu le place pentru că sunt îndoctrinați de poezia asta americană și sunt deja contaminați, adică le place genul acesta. De obicei poeme lungi, poeme care au un epic destul de accentuat. Ori ăștia de care spun eu că au succes prin Berlin foarte mult și prin țările, eu știu, poate și în Franța, deși francezii au alt tip de literatură decât nemții, fac o poezie mult mai senină decât a noastră. Ei nu cultivă absolut deloc estetica urâtului sau a tristeții. Ei vor să râdă în momentul în care tu ai o lectură și ești pe scenă și începi să spui poezia și auzi hohote aici și colo în sală. Vai de mine, e bucuria cea mai mare. E sigur că succesul este asigurat. Și se râde tot mai mult, tot mai mult, de te întreb, Doamne, iartă-mă, de ce ori fi râzând? Și la sfârșit, ropote de aplauze. Le place grozav să se distreze. Adică oamenii vor să vadă viața frumoasă, să se simtă bine. Și noi nu oferim așa ceva. Noi ni se pare că nu sunt suficient de profund sau de serios. Și ce e ciudat, în timp ce îmi povestiți dumneavoastră, am senzația că e un contrafort, un contrabalans. Dacă în Occidentul acesta civilizat, viața de zi cu zi, viața socială e mai aridă, e atât de perfecționată încât tinde către amorf, către reguli foarte stricte și fără prea multe bucurii, literatura vine și oferă căldură. La noi, unde, domne, totul e fierbinte, un popor foarte viu, dar fără prea multe reguli, visceralitatea aceasta, senzația de regulă peste regulă, e un contrabalans față de ce trăim noi de zi cu zi. Și iată cum, din nou, viața socială, viața, experiența psihică și fizică a vieții de zi cu zi ne generează literatură. Păi sigur că viața experienței de zi cu zi ne generează literatura și remarca ta este foarte bună. Pentru că eu am foarte multe de reproșat și nemților, să nu-ți închipui că sunt chiar foarte în extaz după ceea ce fac ei, dar mai ales după ceea ce cer ei de la noi ăștia din Est, pentru că lucrul ăsta este absolut abominabil, fiindcă ei nu prea se uită întotdeauna la care este valoarea artistică a mesajului pe care îl transmitem. Ei se uită la mesajul în sine și îți cer direct, fără jenă, unde e politicul, unde e partea politică. Dacă tu ai o carte care urmează să apară la o editură din Germania, nu știu cum e acum, că de 5 ani n-am mai fost acolo, imediat îți cer, dă-ne probă de lectură să vedem. Să vedem perioada aceea înspăimântătoare, neagră, îngrozitoare, unde e securitatea, unde sunt... În sfârșit, informatorii, chinurile, trădătorii, grozăvia pe care ați îndurat-o. Adică insistă foarte tare.
E adevărat, eu cred că ei care sunt atât de temeinici în toate, probabil că și-au făcut curățenie în o gradă din primii 2-3 ani. Și acum sunt înnebuniți că noi am așteptat atâția ani și ăia tot n-au venit la iveală nenorocirile alea și când ne facem ordine în o gradă. Dar ne cer cu insistență acest lucru. Dar au nimerit-o cam prost cu noi, pentru că pe noi se pare că nu prea ne interesează. Da. Tu ai văzut ce se întâmplă? Că chiar rămân uită. Adică ne facem că, dar doar ne facem că, pentru că îl prind pe câte unul, o personalitate marcantă, îl aduc la televizor, spun, aoleu, a făcut cu tare, cu tare, trec două luni și domnul respectiv apare într-o lumină extrem de favorabilă, ca mare personalitate intelectual sau știu eu ce, la televizor și bine mersi în continuare, voiajează, pare parte... Da. Adică nu se întâmplă nimic. Domnul sau doamna, apropo de ce se întâmplă acum. Este foarte ciudat. Singura care a plătit urât de tot a fost sărăcuța, doamna aia frumoasă, îngrijită, drăguță, care a fost ministresa culturii, cum o chema, că am uitat. Ce mi-e scap acum. Da. Ea a plătit urât, ea a fost, cred că, prima. Dar după aia văd că a devenit din ce în ce mai lejer. Da. Mona Muscă. Așa, Mona Muscă, corect, corect, da. Doamna Nora, vă mulțumim că ați primit să ne povestiți din experiența bogată a vieții dumneavoastră și nu o viață oarecare, ci o viață de creator în domeniul literaturii. O viață în care ați avut ceva de spus și ați și spus-o frumos. Vă mulțumesc că ați venit în emisiunea noastră și vouă, dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă doresc în continuare o seară frumoasă.